Bună seara și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube Chris Chris. Vă mulțumesc că i-ați urmărit publicațiile care am avut până acum pe acest canal. Și în seara aceasta doresc să fac o etalare care să răspunde la întrebarea dacă mă iubește persoana în vârstă pe canal, poate că fac o întrebare. Eu o să extrag patru cărți. Folosesc tarotul îngerilor, da? Care este foarte tarotul îngerilor la inimii, care răspunde strict pe acest domeniu al sentimentelor, da? Și o să extrag patru cărți care să ne prezinte patru răspunsuri, răspunsuri la întrebarea mă iubesc pe persoana X, la care vă gândiți dumneavoastră, da? Eu acum o să le aspect. Răspunsurile vor veni însoțite de niște sfaturi, da? Indiferent de faptul că vă arătați la anumită situația în care sunteți pe persoana X, vă și vine cu niște sfaturi ce ar trebui să faceți cu viitor, în legătură cu acest lucru. Să sunteți vă răspunsuri pe care vi-l dați, da? Deci concentrați-vă pe întrebarea dacă vă iubesc pe persoana pe care vă gândiți, persoana respectivă, dacă vă dragă, dacă și ea vă iubește, da? Și o să vedem ce răspunsul primește, da? Eu o să extrag acum patru cărți, da? Deci patru răspunsuri la aceeași întrebare, ca să nu mă rămân. Carta numărul 2, carta numărul 3, carta numărul 4. Eu cunosc carta numărul 1, carta numărul 2, carta numărul 3 și carta numărul 4. Ok. Concentrați-vă pe întrebare. Deci concentrați-vă pe întrebare care vă face o întrebare dacă vă iubește persoana X. Alegeți un număr de la 1 la 4, da? Numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4. Și când sunteți gata, eu o să încep să vă las câteva clipe și o să încep să vă explic, ce răspuns vă dă îngerii, da? În legătură cu întrebarea dacă vă iubește persoana X. Care o să vedem că am fost întrebat pentru prima variantă. Practic, răspunsul este că ar fi timpul să vă retrageți din această situație, da? Deci, există posibilitatea că la ora actuală dumneavoastră vă gândiți la cineva dacă vă iubește, dar el să fie deja implicat într-o altă relație, da? Și să se retrage, da? Să retrage să stea să facă persoana mai mult, împreună, da? Deci pare că retragerea, da? Este o retragere. Practic, el s-a îndepărtat de la dumneavoastră și și-a găsit pe altcineva. Asta nu știu să vă mai... Da, ar trebui dumneavoastră acum, ar trebui să căutați compania prietenilor, da? Deci, pentru a vă putea consola. Să căutați ajutorul prietenilor, ca să vă consoleze, da? Pentru că el mai are pe cineva, ca el se retrage din lume, da? Deci el se refugiază undeva cu această persoană și își trăiesc împreună acolo în intimitate relația, da? Asta este la întrebarea numărul 1. La varianta 2, separațiune, se există dacă îl iubește. Acum este o perioadă de separare, da?
deci este o perioadă în care se prevede o ruptură, o perioadă mai departe unul de altul. Deci, chiar dacă mai comunicați, nu mai este o legătură cum a fost. Da? Să vedem ce spune mai departe. Ce se poate face. Da, și-a dorit să fie liber. Deci această persoană și-a dorit să fie liber, a dorit să nu mai aibă lucrul ăsta de restricții, da, de condiționări. Deci a dorit pur și simplu să se elibereze. A fost în momentul să prindă concluzii oficiale. Există o persoană care îi dorește să fie în centru atenției, da, să fie cineva. Adică îi dorește sufletul perete, deci nu încearcă chiar să aibă cu oricine, da? Deci cam asta este la varianta 2. La varianta 3, dacă vă iubește, e vorba de o, da, este o relație care poate să ducă la o relație mai strânsă, da? La o globodnă. Deci viața amoroasă ajunge la un nivel în care puteți să treceți la o fază următoare dacă știți, dacă sunteți sincer unul cu altul, da? Și sentimentele se pot ajunge la acel nivel în care se vă doriți să fiți împreună, să oficiați acea relație, da? Nu am mai lăsat să spun. Da, este vorba de o dragoste frumoasă. Dar atenție, pentru că este foarte posibil ca în același timp să mai fie o altă persoană care să-i capteze atenția persoanei respective, da? Pentru că mai există un nou dragoste, deci există această legătură oficială în care este foarte posibil să o relație, da? Dar mai există, mai este la orizont, posibil o nouă relație de dragoste, da? Asta nu se poate. Varianta numărul 4. Această relație între voi duce la căsătorie. Deci, indiferent care significa este situația la momentul de față, această persoană include o căsătorie. Deci, și cu coborâșul mai devreme sau mai târziu se va ajunge la căsătorie. Deci, există sentimente care, practic, chiar dacă se lăsesc mai devreme sau mai târziu, ele aduc totuși la căsătorie. Da, este în păcare. Deci, dacă a fost într-o relație în care nu v-ați mai reușit din sentimente, oricum ele se vor reîntoarce. Este o persoană care revine din trecutul dumneavoastră sau face parte din trecutul dumneavoastră și deschide ce l-ați mai cunoscut într-o viață, da? Se întoarce oricum. Deci, este în păcare. Într-o direcție bună. Că nu știu că am avut să vă spun că această etalare, această scurtă etalare despre dacă vă iubește și ce vreau să fac în nivelul să faceți în legătură cu dragostea, da? Eu vă mulțumesc pentru atenție și dacă v-a plăcut această etalare, aceste scurte pe care le-am dat la întrebarea dacă vă iubește pe public, vă rog să dați, să vă înscrieți pe canalul meu de YouTube, să lăsați un comentariu, da? Și ne vedem la o ediție viitoare. Mulțumesc, la revedere!